statuia domnitorului Mihai Viteazul, unul dintre monumentele reprezentative ale Ploieștiului, a ajuns într-o stare avansată de degradare. Cei care locuiesc în zonă spun că de vină ar fi autoritățile, care nu s-au mai preocupat de starea monumentului de când manifestările organizate de 1 decembrie au fost mutate în fața primăriei Ploiești. De vină ar fi și copiii care se urcă cu bicicletele pe soclul statuii. Și ce se întâmplă? Din copii așa de la școală și se ridică să joacă pe treptele alea și cred că ei le-au... De-aia s-au spart? Nu știu ce să spun. Să suie copiii acolo cu câi și cu căruțuri, biciclete, să vedeți ce face noaptea. Da. Așa s-au stricat treptele? Da. Și n-ar fi trebuit să se facă reparații? A trebuit, normal, dar... N-are fonduri. Păi ce treptele, că a fost e complet descompletată, a avut acolo și mai multe niște chestii puse pe statuie, le-au desfăcut. Deci nu este, ce să facă, că a fost o afacere, de fapt, a fost, cu vechea conducere. Cu... Festivitatea aici de 1 decembrie nu se mai face nici reparații, nu? Ați văzut cum au ajuns treptele? Am văzut, da. Da, asta e. Dacă primăria nu are bani? Plăcea să fie orașul foarte frumos. Cred că merită Ploiești. Am văzut cum a ajuns? Am văzut în față, sunt sparte multe bucăți din marmură și oricum, pare și un pic vandalizat, ceea ce este o notă pentru noi ca cetățeni. Cum s-a ajuns în situația asta? Probabil pentru o educație cam prostă, cam avem aici lipsuri la educație. Statuia se află în administrarea Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești. Anul trecut, Consiliul Local al Municipiului a decis ca SGU să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a monumentelor și statuilor din Ploiești în condițiile legii. Da, situația este cunoscută și a fost în analiza serviciului de profil al societății noastre. Este un an nou, este un buget nou, așteptăm atât prioritățile primăriei cât și comenzile acesteia și de asemenea așteptăm ca și condițiile de temperatură să ne permită să demarăm lucrările de reparație. Statuia lui Mihai Viteazul din Ploiești a fost dezvelită pe 1 decembrie 1997, când s-au împlinit 400 de ani de existență a Ploieștiului ca oraș. Domnitorul este reprezentat călare, privind spre munți și arătând cu buzduganul spre Transilvania. Este o statuie impunătoare cu o înălțime de peste 17 metri, fiind turnată din 18 tone de bronz.